Nu doar GD cu fața în coace. Filmați-l că legitimează soțul. Pune-i mai de unde sunt eu la mediu. Pune-i. Dacă sunteți suspect, auzi. Dar am fața, auzi, tot timpul era. Lasă-l. Mă rog, fac. E de-al nostru, nu se face nicio problemă. Bă, să nu mă pot dacă ce? Ce nu mai avem nicio? Să pregătește carul de reportaj. Vă unitate ceva? A luat telefonul. E cea mai importantă lume. Nu, a dat ordine, a dat la toate trupele. Păi auziți că am vorbit la serviciu acum cu colegul ăsta. Ai intrat la telefoane? Nu, la radio au intrat. La radio au intrat. Și acum, dacă vin și la telefoane, am terminat cu comunicațiile. Interne și externe. Vă rog să înțelegeți că autoritatea acelor militari acolo este precară la ora asta. Corect, are dreptate. La ce militar? Atâta timp că nu s-a format consiliul care s-a format și nu este dat în fața poporului, nu se poate face nimic. Și orice dispoziție ar fi dată, este foarte greu să poată să fie executat. Atâta timp că militarului nu-i mai dai autoritatea care trebuie să o aibă. Și a uniformei și a armei, pentru că sunt în fază acolo. Niciodată nu se poate face fază fără armă. Bun. Vă rog să înțelegeți. Deci, armata nu poate. Să puneți pe cine aveți încredere, dar să-i dați armă. Dar lui care îi dați încredere. Noi acolo nu avem armament. Avem tot de beat, avem armament. Efectiv, nimic. Dacă puteți face pe loc de aparatul cu băieți serios, care ne stimați să facem mod. Dar un anumit Florin care nu știe ce poate. În cazul băieții, e aparatul. Dom'le, să punem un om în băieții. Facem legitimat cu că am făcut pentru toate militare. Reflectoarele n-au sus. Să fie evacuate aici, tot ceea ce nu este. Începem. Și mai târziu, da. Vrei să vorbiți cu vecii noștri? Sau să facă Vă garantez eu, să-i mai dați și să-i mai dați.
de salvat acum și Lecu, sunt doi oameni care au avut. Aici mulțime care îi spun Adrian Adu Pămănescu. Asta tu le spui, Corneliu Mănescu și Lecu. Ai zis la Anunțați în piață să le credea voie oamenilor ăștia. Tenculescu, generalul Tenculescu, Ion Iliescu și Corneliu Mănescu. Dar cine vorbește acolo? Să lasă un coritorul pe vrintele. O mașină se meargă aici abia cum s-a ducat. Nena, nu ia tu. Nena, te pune ordine că nu putem să respirăm. După aceea, liniște, discutăm și stabilim. Și întrebăm pe cei care știu ce se întâmplă. A, cine merge cu diacul? Nu mi-a găsit. Nu mi-a găsit. Aș vrea să vă spuneți și dumneavoastră care e părerea noastră de această situație. Domnule, sunt copleșit. N-am crezut. De 19 ani aștept această schimbare. N-am crezut niciodată că dreptatea socială, democrația pot fi călcate în picioare de un criminal. De o familie care n-a înțeles sensul ceea ce înseamnă. Unde-i fata? Unde-i fata? Oameni care n-au avut nimic comun nici cu poporul, nici cu partidul. Eu sunt om de presă, ziarist, 35 de ani am lucrat. Optiți? Ion Chirculescu. Am intrat în mișcarea ziaristică în 1953. A fost ziaristul cu ei? La era socialist, înainte de lupta de clasă. În 1984 am fost dat afară pentru poziția mea, în sensul că n-am mai vrut să scriu ceea ce vroia el, acest dictator, acest criminal, care cerea la fiecare articol, prin oamenii respectivi, așa care ne dirigeau, cereau ca să aibă motou la fiecare articol Ceaușescu și cel puțin trei citate în articol. Și am fost scos din redacție pentru că am refuzat acest. În 1984, 26 martie 1984. Ce ați făcut atunci până acum? Am fost trimis... Mă scuzați. Salut, domnul meu! Bândă, nu că dai la format. Daia patrona și ar fost președinte mare la Luna Națională. 1867. O nulitate! Consider că acum este momentul să-i o spunem. Eu spun oricând, în față, dai la... I-am strâns mâna, dar i-am strâns mâna ca om. Nu plăie jos asta. Dar tot din ce îl cunosc de mult, îl cunosc din 56. Când era directorul Institutului de Cercetări Gundule.
Și era omul lui Ceaușescu, de atunci. Nu, dar să intre în guvern. Păi dar nu, asta e mare greșeală. E o mare greșeală. Este o mare greșeală. Iar Constantin Dăscălescu, nici mama nu și-o iubește. Eu îl cunosc pe Dăscălescu de mult și vreau să vorbesc acum cu el. Bobu, Emil Bobu. Alte jigodie. Alte jigodie. Vă spun istoria lui și a soției lui, Maria Bobu, care e ministru justiției. O nulitate în justiție. Care a denigrat această stare de justiție. Care dator? Ce părere aveți de procurorul general Popovici? Proastă. Care și la rândul proastă. Lor... proastă. Exact. Îl cunosc și proastă. Nu vreau să-l păstrez. Care mi-a dat toate datele posibile și a rămas aici. Ce scrie? Ce scrie? Ce scrie? Vă amintiți de mine? De la era socialist. Treci, bă, domne, frumos, frumos. Ia un articol de scriță. Bă, că e de intelectul de aici. Articul a apărut când era socialistă. Și am pus o întrebare atunci când mediul a semnat. Nu mă fotografez, nu am dat de aceea. Nu, dar asta e lucrul că a fost prins și arestat la Târgoviște. Domnule ziarist, spuneți-mi despre domnul Josan ce calitate are dânsul. Tovarășu, președintele Marii Adunări Naționale. Dar le-a scris în până în 1972. După 72, n-a mai scris nimic. Care a fost motivul? Motivul, întrebați pe dânsul. Dar eu am impresia că... L-a propus pe tiran acum la președinte. Cine a fugit cu el? Cine a fugit? Cine? Marea Mărescu. Păi, dar nu mai Marea Mărescu. Singurul care a propus? De ce? Domnul Dăscălescu. Cine a fugit? Păi el? Nu, nu mai Marea Mărescu. De ce a fugit? Păi el, președinte? Marea Mărescu. Cine l-a propus? Marea Mărescu. Comunicatul care s-a dat pe urmă în seara cine. Vreau să facă unul. Astfel, în 1974, era în aprilie 1974, a scris un articol, a scris un articol, eu am înțeles ce scrie. Vă simțiți răspunzător pentru evenimentele de la Timișoara? Cine se face răspunzător de ele? Criminalul care a fugit. Cine? Criminalul care a fugit. Adică Ceaușescu? Bine, cine? Bine, cine? Și atunci din potriva, am fost la Timișoara și le-am dat drumul la Timișoara. Și le-am dat drumul la Timișoara. A fost acolo. Domnule ministru, dar ce măsură a luat dumneavoastră împotriva acestui hotărâri? Ați avut o opinie? Am dus la Timișoara și le-am eliberat de situație. Nu, față de dânsul, dacă ați avut vreo opinie. Este adevărat că la Timișoara spitalele... Le-am eliberat de situație și am vrut să mă destituie. Asta e opinia. Dar dimineața, unde a făcut curat să iasă să-i dea cuvântul? La ora... Aceasta a ieșit, ia cuvântul, ce vrea să spună? Când? Când am intrat noi aici... Păi când credea că o să stăpânească masă. Domnule Dăscălescu, îl cunoașteți bine pe Emilia, general Emilia. Domn de carură. Nu e adevărat. A fost împușcat? Eu așa am înțeles că s-a împușcat. Nu putea să anunțe când a fost mort. Ai 5, eram acolo după și am auzit un... A fost împușcat? Nu s-a ținut sus. Înseamnă că și asta a fost un ticălăs. Domnul Dăscălescu, așa. Trebuie să le spuneți acest lucru. Vreau să faci orice vreți. O să fie o lovitură de stat armată. Și vă spun eu că e armată. Noastră sunteți un om care sunt convins. Care sunt convins. Nu știu cât sunteți de cult, dar experiența politică vă spune exact ceea ce vă spun eu. Dacă în această anarhie nu se face ordine în 2 zile sau în 3 zile, nu, acum eu zic, nu, e târziu. Eu zic că va fi o lovitură de stat militar. Capacitatea și o să ne intre cu pătuți și ceea ce mai pot să fie. Sunteți premierul guvernului și nu mai trebuie să... Dar din 3 milioane și jumătate de comuniști, cât crezi mai sunt? Dar vă ascultă lumea. Trebuie să facem ordine, că asta e esențial. La televizor se adaugă. Nu știu
Stai să-l pun pe masă. Domnul Ion Antonescu, care face parte din, din Ministerul Turismului și din Guvernul Provizoriu. Adevărul și situația reală a provizionării s-a mințit, s-a mințit. Am cerut chiar demisia lui Bobu când a început criza cu Zagor și în noaptea asta, mâine trebuie foarte bine organizat. Trebuie mobilizate toate întreprinderile cu jicata, cu amănuntul, transportul, mașini de la armată, să acționăm, să avem o acționare perfectă. Facem mobilizarea și capa nostru, capa nostru. Da. Mobilizarea facem prin direcție. Putem și trebuie să mobilizăm câțiva la direcția comercială a capitalei care cunosc adresele, telefoanele, să facem mobilizare și să le cerem să prezinte. Eu, în momentul de față, aș avea posibilitatea, dacă sunt sprijinit, să mobilizez cadrele din comerț care răspundează. Am înțeles că a fost inițiatorul asaltului palat. După cum se vede, nici voce nu. Ieri, gândit la meeting, am reușit să mă urc și pe parkingul de la Intercontinental. Nu mai am nici voce. Mă tai rei pe parkingul la... Da. Sincer, mă bucur. Un singur lucru vreau să spun, că sincer mă bucur că noi toți oamenii care trăim în această țară, români, da, am învins. Noi studenții, în primul rând, ne-am dat viața, în primul rând, și la Timișoara au fost cei mai mulți studenți, au fost și oameni și muncitori și vor, nu vor mai fi niciodată, dar și aici, toată noaptea, până la ora 2, marea majoritate, 90% au fost studenți. Toată lumea scanda, unde-s muncitorii? Muncitorii au venit și ei până la dacă nu erați voi, nu se declanșa. Dacă nu erau studenții, nu s-ar fi declanșat niciodată. S-a declanșat, îmi aduc aminte, au fost, s-a desprins o coloană de 500 de oameni. Erau numai țin. Pe calea Victoriei, da. Secundat de șteapte de românet, partea cealaltă studenții de la Dacu. Partea de la economie, de la arhitectură, da. Și atunci s-a plecat-o și atunci a venit toată lumea. Dar nu numai atunci, și în noapte, în primul rând, acolo. Unde sunt de student? La ce facultate? Institutul de Construcții București, secția instalație. Așa. Școala, imediat se intervine la huligan și se termină, se distrugă orice legătură cum aveți cu Sibiu. Ăștia atacă și ăștia fac tot ceea ce trebuie. Fac haos peste tot. V-ați înțeles? Asta transmiteți lui Dragomir ordinul de la Ministerul Apărării Naționale. Să pune mâna pe huligan, dar nu în oameni. Pe huligan să-i vadă care sunt huliganii. Care au spart vitrine, care da, fac de bandadă, ăștia trebuie adus. Țigani, mulți, prea mulți țigani. Au pus mâna pe arme, au dezarmat ieri un batalion de militari în capitală. Vreau Consiliul de Stat, nu? Cine era? Secretarul Consiliului de Stat? Secretarul Comitetului Central? Și secretar al Comitetului Central am monopolizat toată activitatea tuturor secțiilor din Comitetul Central și se purta ca un despot, ca un patron cu toți ceilalți. Dar Emil Bobu, nu? Nu, da, apropo de Silviu, oficial, nu numai că se comporta cum se comporta, dar ia bămâia, ce s-a... Ce trebuie promovat și ce nu trebuie promovat. E hotărâre. Adică ce hotărâre sau ce analize trebuia să se fie făcute sau date mai sus, e hotărâre. Și el e corectat după concepția lui. Nu mai picete, nu mai picete, nu mai picete. Thank you.